have it. It's vomit on his radar already. Mom's spaghetti, he's nervous. Wanna serve us, Linux calm, we're ready to drop bombs. But I give songs, forget it. When you walk down, your whole crowd goes so loud. You hope I'm the smile, but the world choke my choking how. Everybody choking now, the claps for now. Time's up, over, like you better lose yourself. The music, the moment you hold it, you better never let it go. We only one child enough, but the chance is below. So opportunity comes, but to the left time, you better lose yourself. The music, the moment you hold it, you better never let it go. You better watch out, not the chance of love. So opportunity comes, but to the left time, hey. From the chandelier, I'm gonna leave like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, with my tears are dry. No, I'm gonna sweep from the chandelier. Club isn't the best place to find a lover. See the bar is where I go. Me on myself, love to jump into each other. If it's hard, you don't know. And you come over and start with a girl, she couldn't trust me. Trust me, I'll give it a chance. Now take my hands, put Venomman on the jukebox, and then we start. No singing, now, girl, you know I want your love. Never on my wrist to put a body on me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Never on my wrist to put a body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Oh, 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet too. And from my heart is falling too. I'm in love with your body. Let's not do it in my room. In other bed, just feel like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Wah-hoo, 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 wah. I'm in love with your body. Wah-hoo, 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 wah. I'm in love with your body. Wah-hoo, 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 wah. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Thank you.
e piesa mea preferată. Știu că nu poți să rezist, nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Bună seara, mă băieți, am încercat să fac și eu un live și din păcate cred că ați văzut ce a ieșit. Nu mă ajută netul absolut deloc. O să schimb compania cât de curând. Nu știu dacă săptămâna asta mă gândesc la cealaltă, dacă nu săptămâna asta. Și să vedem cum o să decurgă lucrurile, pentru că acum vedeți și voi că nu ține nici măcar un client. Și asta, cum zice, obiesul. Deci e jale la puterea a doua. Bun, și de asta am zis, hai să fac un filmuleț rapid așa, să mai vorbesc și eu un pic cu voi, chiar dacă nu pot să am un feedback imediat, și să vedem ce ieși. O să merg acum un pic să caut niște boși, niște metine, să capacă ca băieții. Înțelegeți voi. Pentru că nu-mi duce netul să fac live. Opa, ia uite Tritonul, unde e? Opa, ia să vedem, îl batem pe săracul ăsta? După noile achiziții? Dar așa ar trebui, da? Niciodată nu știi. Băi, dar nu vreau scutul ăsta, vreau scutul... Unde e? Uite-l aici. Bam, 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 bam. Hai tritonaș, dragă, ăla, și ia să vedem. A, dăm bine de-l. Mă, în mod normal, cu DMG-ul ăsta ar trebui să-l bat. Acum vom vedea. Sper că nu-i muzica prea tare. Trebuie să dau un pic mai cer. Așa. Bun. Mă, ce am făcut în plus, când am apucat să postez videoclipul cu Eșarfa, în fine, am, după vreo 200 și ceva de milioane cheltuite, am reușit să fac sărăcia asta de Eșarfa cu 9 medie, 53 atac cu 75 și 5 viteze. Adică am băgat în ea un arc cu medie 41, un arc de la Oțelitar Ciori cu medie 41 și am mai cheltuit încă vreo 200 și ca să-l fac, bine, am încercat să-l fac plus 8 și l-am băgat plus 6, că na, m-am enervat degeaba, na, a fost de vreo 3-4 ori plus 7 și a ieșuat de 3-4 ori la plus 8 și l-am băgat așa. Diferența între plus 6 și plus 8 ar fi fost doar 8 atac în plus. Da, sunt, dar nu știu ce. Imediat o să vedem ce vrea nenea mentă. Încă s-a apucat, iar dispăruse din peisaj o perioadă. Așa. Bă, îl batem pe săracul ăsta, cred că îl batem. Nu? Așa ar trebui. Am băgat din asta, am băgat o apă. Ia, mă, săracule, mori. În afară de șarfa asta, ne-am mai luat mistreț. Nu știu dacă ați văzut ăsta, mi se pare că l-ați văzut. L-am terminat și pe ăsta. Colierul. Și setul foc. În afară de coif, mai trebuie să ne mai luăm coif. Păi și cam atât, mari update-uri n-am făcut. Bă, am bătut tritonașul, ceea ce e ok, e decent, înainte nu puteam să-l bat. Ah, am luat mânușa. Fac. Bă, tălip plus 6 n-am nevoie. Cu fără întunericul dă-mi astea că le strâng. Toate prostiile astea le strâng, că o să craftez într-o altă zi niște chestii. Hai, for fun, așa. Ăla-i. Gata, pa la revedere. Nani cu tine. Caput. Bun. Hai să batem și mobii de lângă. Și să vedem
marele drop. Deci de aruncat aruncă din el, dar nu vă gândiți că aruncă 7 inele și 15 cufere întuneric. Tot un cufer întuneric dă și nu dă cine știe ce altceva. Ha. Băgăm verde, avem de toate, da? Bun. Ha. Alchimia este, este și alchimia. Îl batem dintr-un tăiș? Îl batem. Cum să nu-l batem? Asta e cel mai ușor boss de bătut. După părerea mea. Și dropează exact același lucru ca și regele crab. Și atunci pentru ce să ne strofocăm și să ne omorâm creierii cu ăla? Da, vezi ce ușor a fost? L-am executat. Asta a fost tot. Bang. Gata, și cioburile. Țaca-paca. Bun, ce avem aici? Inelul experienței. Altceva. Cartea uitării, mantia curajului. Unde e ăla, cufărul întunericului? Uite-l aici, cufărul întunericului. De-astea beta. De craftat. Lamă magnetică plus 7. Prea puțin important. Aș fi preferat niște cercei smarald. Dar mai avem de așteptat până vor apărea. Nu vă gândiți că o să strâng din astea o veșnicie, dar vreau să-mi fac măcar câte 200 din fiecare și pe urmă stau liniștit, nu mai stau să le strâng, știi? No. Ce vă spuneam mai devreme? Hai să mergem să craftăm, să vă arăt cum se craftează. Așa. De aici mergem frumos în oraș. Uite-l aici. Bun. Hai să începem. Una, două, trei. Una, două, trei. Una, 2, 3. După care îi băgăm una din asta cu una din asta, una din asta, una din asta. Și să vedem ce iese din toate. Oh, hai că dacă e ceva, am craftat și eu pe ziua de azi. Nu mai contează în ce ordine le pun. Important e să fie puse. Deci astea sunt pentru arcurile beta. Iar astea sunt pentru armurile Sora. Bam! Nu a avut succes, nu a avut succes, nu a avut succes. Și am făcut două armuri beta de Sora. Și nici un arc beta. Că la arcuri era mai interesant. Că o să băgăm și bătăliile astea să vedem, poate ne dă vreo inscripționată. Sabie, sabie. Și ce am uitat să bag astea? Nu a avut succes. Ok. Deci am făcut două armuri beta de Sura și două inscripționate. Bă, e ceva. Câteva milioane luăm și pe astea pe shop. Deci cam așa stă treaba cu craftatul. Și de-aia adun eu toate prostiile astea, pentru că
Mai se scot niște bănuți și din nimicurile astea care pică pe aici. Hai, v-am pupat. Ceau, pa. Pentru că-ți ocupă loc aici, aiurea. Dar vreau să am de toate. Bun. Mă băieți, v-am prezentat cam cu ce mă ocup eu în ultima perioadă. Cam atât pentru acum și până îmi revine netul, eu vă pup, vă salut și să ne revedem cu bine. Hai, vă pup, ceau, pa!